O misiune de salvare s-a transformat într-un carambol al morții. O ambulanță plină cu bolnavi a fost pulberată de un șofer inconștient pe un bulevard din Pitești. Doi oameni au murit și 6 au fost grav răniți. Salvarea s-a răsturnat peste alte 3 mașini parcate pe marginea drumului. Mai multe echipaje de medici și de pompieri au gonit spre dezastru. A intrat în mine, atâta știu. Cine? Doi medici încearcă pe rând să repornească inima acestui bărbat. E însă prea târziu. La câțiva metri, un altul a pierdut și el lupta pentru viață. Cealaltă mașină se poate inima e mult decedat. Alți 6 răniți ajung în ambulanțe. Un dezastru provocat de un șofer inconștient. Pitești, ora 11. O ambulanță plină cu 6 bolnavi se îndreaptă spre spital la dializă. Pe un bulevard aglomerat, o mașină taie în viteză linia dublă continuă, intră pe contrasens și izbește puternic ambulanța. Alte 3 mașini parcate sunt prinse în carambol. Zgomot, frâne puternice și izbitura. A intrat în mine, atâta știu. Cine? Cel cu BMW-ul? Da. Și v-au răsturnat cu timpul? Da. Aveați pacienții în mașină? Salvarea s-a răsturnat cu toți pacienții, toți bolnavi și slăbiți de dializă. Ați mai putut să evitați să faceți nimic? Șocați, martorii au sărit să-i scoată din ambulanța răsturnată. Au oprit câteva mașini pe partea cealaltă, au sărit șoferi. Pentru 2 dintre bolnavii din ambulanță n-a mai fost salvare. Un al treilea este în stare critică la spital și șoferul care a provocat accidentul a fost rănit. Va ajunge și la poliție. I-a fost testată alcoolemia și va trebui să explice cum a ajuns pe contrasens. Conducea o mașină cu volan pe dreapta, iar într-o depășire vizibilitatea ar fi fost 0. Câți erau în mașină? Cu câte persoane erați în mașină? În urmă cu 3 ani, în București, 4 oameni care mergeau la dializă au murit după ce o ambulanță identică a fost pulberată de același tip de bolid condus de o tânără.